Însă mergem acum să discutăm despre declarațiile făcute chiar acum cu domnul Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Ni se alătură prin telefon. Domnule Zegrean, bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara. Cum vedeți dumneavoastră desfășurarea acestei audiere, a doua audiere, și Laura Codruța Chioveși spune că i-au fost încălcate drepturile pentru că nu i-a fost prezentat acest dosar, a făcut de altfel mai multe cereri pentru a consulta dosarul, procurorul a împiedicat-o să primească mai multe informații, au fost polițiști care îi dădeau tot felul de acte și cu toate acestea a primit la final doar un proces verbal care nu a fost semnat de niciun procuror. Cum să vedem lucrurile? Le vedem așa cum sunt. În țara asta nu este pedepsit hoțul, este pedepsită care prinde hoții. Și asta e după principiul că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Acum, sigur, trecând la ce am auzit, ce spune doamna procuror șef european la presă, sigur că nu este în regulă felul în care este anchetată, dacă este așa cum spune ea. Dacă este o plângere împotriva ei, procuratura trebuie să o verifice, să o cerceteze și să dea o soluție. Dar trebuie să respecte drepturile procesuale. Nu se poate să o cheme astăzi, să-i o pui sub învinuire într-un dosar despre care ea nici măcar nu știa nimic, să nu-i dai timp să-l studieze, să știe despre ce este vorba acolo. Mai eu nu știu, doamna Chioveși a fost acolo cu un avocat sau a fost singură, că și asta este important. Ceea ce spunea doamna Chioveși este că nu a avut parte de un avocat, a stat într-un birou în care veneau mai mulți polițiști care îi aduceau tot felul de acte, fără ca ea să vadă un dosar complet. A văzut acte, frânturi mai degrabă dintr-un dosar. Ceea ce susține doamna Chioveși. Asta nu e anchetă, asta e tortură. Și din acest motiv spunea că nu a primit un proces verbal. Și să meargă acolo cu un avocat. A mers cu un avocat. Când a mers la audiere, a mers cu un avocat. E o altă meserie decât acuzarea. Deci ea știe, sigur că știe foarte bine meseria de procuror, a dovedit și acolo la Europa când a fost audiată, dar are nevoie de avocat ca să-și poată formula apărarea, pentru că avocații știu cum se întâmplă când se fac abuzuri în anchete și știu cum să le stopeze. Doamna Chioveși probabil că a crezut, a mizat pe buna credință a procurorilor, dar se pare că nu este așa. Probabil că vor să-i arate cât pot fi să fie deputați și de puternici. Nu așa se procedează. Mai ales cu un om care a fost atâția ani procuror și șef de procuror și așa mai departe. Ea are posibilitatea să-și ia avocat, să se apere, singură nu va reuși să facă asta. Spunea un ziarist, cum o să vă apărați că sunt atât de mulți și au televiziuni și au de toate împăturați noastră de singură. Nimeni nu poate să mingă singur sistemul. Bun, pe de altă parte o afectează pe doamna Chioveși și ceea ce se întâmplă în aceste momente, această audiere, a doua audiere, o afectează pentru funcția de procuror șef european în vreun fel? Se poate îngrijora în acest sens? Nu cred. Cred că, ca și până acum, o ajută tot ce se întâmplă aici, pentru că ați văzut că marea majoritate a parlamentarilor europeni sunt de partea ei, marea majoritate a presei europene și mondiale este de partea ei. Recent, chiar în această perioadă, a primit o decorație de la o universitate mare din lume. Deci, n-au reușit. Toată încercarea aceasta de a o compromite, de a o coborâ în ochii opiniei publice a avut un efect invers. Pentru că se știe și acolo, la Europa, ce se întâmplă, nu numai în România, sunt și alte țări în care se întâmplă lucruri din acestea ne la locul lor. Și lumea de acolo știe, nu mai poți să păcălești pe nimeni. Acum, în epoca aceasta, informație care circulă cu atâta viteză, cu atâta ușurință, cine se închipuie că mai poate păcăli cu astfel de manevre este în eroare. Domnule Zegrean, vă mulțumesc foarte mult. Augustin Zegrean, fost președinte CCR, cu explicații despre ceea ce a declarat Laura Codruța Chioveși și la final.